Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Îmi vine să zâmbesc pentru că mereu repet aceleași lucruri, dar n-am ce să fac, pentru că mai sunt și persoane noi care apar din neant așa și trebuie să știu unde sunt, pe cine ascultă și la cine sunt atent sau unde se vor abona. Și atunci, cam asta este, da. După cum vedeți, am pregătit păhărelul. V-am promis că astăzi vă fac citirea în apă. N-am mai făcut-o de mult, dar este foarte, nu știu, un pic cam greu. Și am trac mereu când o fac, pentru că mă mișc încet, iar voi nu aveți răbdare și n-am cum să o fac mai repede, pentru că sunt informații pur și simplu care îmi vin și îmi vin greu, mă mișc greu. Ce să facem? Asta este. Cine vrea să stea și să aștepte, să aștepte. Cine nu, să dea mai departe. Mulțumesc pentru prezență, pentru sprijin, pentru comentarii, like-uri și puterea pe care mi-o dați și energia, numai faptul că sunteți prezenți și din număr în număr din ce în ce mai mare. Bun. Mulțumesc noilor abonați. Este, să nu uitați că este o citire generală și pentru doamne și pentru domni. N-aveți cum să rezonați cu toții, dar sunteți mulți, luați doar ceea ce vi se potrivește și ce aveți chef. Unde sunt veștile mai puțin bune? Încercați să vă schimbați singuri energiile, da? Dacă vi se potrivește și puteți schimba ceva, nu stați cu mâinile în sân. Despre asta este vorba. Iar dacă nu v-ați abonat încă și considerați că rezonați cu stilul meu, este gratuit, doar să apăsați butonul de abonare și clopoțelul ca să vă ajungă să fiți anunțați când urc videoclipurile, da? Pe YouTube. Bun, haideți să începem cu citirea în apă. Haideți să vă spun aici, uite. Cine se uită acum, cine aude acest mesaj, puteți să-l auziți oricând, nu contează, nu are o dată, energiile sunt fluide, deci luați în considerare când vă uitați la acest video. Uite, am o terasă mai mare sau un restaurant la parterul unui bloc. Careva dintre voi care se uită aici acum are o terasă, un restaurant, da? E un pic mai măricel. Nu se iau în considerare șirul de restaurante, dacă aveți jos sau de cluburi sau ceva. Deci unul singur, că e club, că e restaurant, aveți unul singur, da? Acolo unde locuiți. Sau dacă chiar dacă locuiți la curte, nu? Poate e în stânga sau în dreapta voastră, da? Și ce vreau să vă spun, cei care au acest restaurant mai mare jos la parter sau lângă voi, voi când o să auziți video-ul ăsta o să aveți în ziua aia sau în ziua următoare un dar de bani, o să vă vină niște bani nesperați, neașteptați, ca și cum să zicem că 2-3 zile n-ați avut cine știe ce încasări. Și dintr-o dată vă vin niște bani, începe situația să se echilibreze un pic pe partea materială. Sau poate luați bani, da? Ce să mai tură gura. Hai, mai departe. Deși păi ia jos ce fac, doamne. Oh, mai departe, ia să vedem. Ia uite, cineva dintre voi are doi parteneri sau două partenere și parcă cineva stă așa cu
mâinile, ce să fac cu voi, încotro să o iau, stați îngândurați că nu știți încotro să o luați. Haideți să vă spun eu. Parcă o luați după o literă de I. Veți urma o persoană cu litera I, pe cealaltă o lăsați deoparte. Văd că sunteți în spatele ei, vă țineți după ea. Asta veți alege. Văd aici, acum poate fi femeie sau bărbat, nu știu, că mai au și bărbați părul mai lung la coafă, mai bogat. Dar totuși cred că e o femeie care aveți părul întors așa la spate pe coafă. Trebuie să fii brunetă tu și ai părul pe coafă aici, dar e mai plinuție. Nu e tuns pe ceafă, știi cum ar fi până la gât, e coafat și e întors așa. Deci tu care ești brunetă sau brunet și ai părul mai mare pe ceafă, da, v-am spus, e ca și cum te coafezi, da. Dar tot zic că e femeie, tot îmi vine să zic că văd bucla mare la spate, peria mare la spate, nu știu. Ești cu spatele la o bogăție, ești cu spatele nu știu, e ca și cum cineva ar vrea să-ți lase o moștenire sau ți s-a vorbit despre chestia asta sau ai pe cineva cu care ai putea să fii sau e cineva care ți-a promis ceva și tu nu crezi de fapt, asta voiam să zic, că ești cu spatele la bogăția asta. S-ar putea întâmpla să ratați pentru că nu aveți încredere în voi care o-ți fi. Și nu vă vine să credeți, e ca și cum tot timpul v-ați gândit că voi nu aveți noroc și acum hodorul în trunc, cum să spună persoana asta că vrea să-mi lase mie vreo moștenire sau să facem o afacere împreună cu banii celelalte persoane sau e ceva aici care, ia să vă mai gândi, să vă gândiți voi un pic la ce v-am spus și să încercați să dați curs că stați cu spatele și e păcat că nu vin chestii de-astea în fiecare zi. E ca și cum nu v-ar veni să credeți, da? Ia uite și aici asta chiar că e femeie 100%, că văd părul lung, mai blonduță, mai deschisă, are părul galben, ai părul galben, ai părul lung, mai deschis, ori ești blondă, ori ești, ai părul ca și grâul, așa un pic mai deschis. Tu ar trebui să fii mulțumită, să zic, de ceea ce ai și să spun și de ce, pentru că tu te uiți în sus și aștepți ceva și tot aștepți și aștepți. Și parcă te uiți să scadă din cer cum ar fi sau să-ți vină ceva, ești nemulțumită, de asta zic, ar fi bine să fii mulțumită, să te bucuri de ceea ce ai și când vei fi mulțumită și să te bucuri de ceea ce ai și să înțelegi valoarea ceea ce ai, probabil că o să vei fi pregătită să-ți mai vină și alte lucruri din partea Universului. Dar deocamdată păcat că nu, că vrei și mai mult și mai mult și mai mult și nu, deci nu, rămâi așa cu capul în sus, știi, e ca și cum te uiți la cer, privești în sus, știi, cam așa e să rămâi, dacă
Deci trebuie să-ți schimbe un pic atitudine. Ah. Uite, văd văd aici un Doamne, ce... o putere. O putere, dar puterea asta e ca un Capricorn, să zic așa. Poate ești chiar Capricorn, deci cu coarnele de alea lungi. Ai să ai o putere să-ți iei, da, fantastic. Și din Capricornul ăsta te transformi într-o lebădă, într-o barză, lepădă, rață, nu știu ce este, dar e albă. Deci, ai puterea să-ți iei norocul înapoi. Norocul ăsta înapoi poate să fie să-ți iei bărbatul înapoi, iubitul, sau pur și simplu să-ți iei ceea ce ai pierdut înapoi, da? Pot fi și bani să-ți recuperezi ce ai. Deci, atâta putere o să-ți iei, o să, nu știu ce faci și cum te... pur și simplu te mobilizezi, ca să zic așa, da? Da. Acum, aici am pe cineva care este însărcinată și ori nu ești căsătorită, ori nu ți-e bine cu persoana cu care ai copilul, pentru că ar fi mult să-ți spun ce relație va avea cu copilul, dar îți spun că, din păcate, acest bărbat cândva te va părăsi, cândva. Vrei să spun în două puncte. Se termină 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni, sau dacă ești despărțită de 2 luni maxim de el și ești însărcinată, parcă o singură dată te-ai mai împăcat cu el un punct, un an maxim, și pe un an, dar poate fi și o lună, da. Și pe urmă, gata. Așa că pune-te la adăpost cât poți. Văd o jumătate de inel aici, cineva întârzie într-o căsătorie, poți fi și bărbat aici, da? Întârzie, nu știi ce să faci. Și cred că este un bărbat aici care se gândește la o căsătorie, de inelul pe jumate. Ori mai vrea să aștepte, ori nu e sigur să aștepte din diverse motive, dar ori să nu fie sigur, dar văd că anul ăsta totuși inelul nu se... să zic, nu se întregește. Da, deci mai e de așteptat aici. Da, văd că dați mult din gură unele dintre voi. De-abia ați început relație sau de-abia v-ați întâlnit cu cineva sau ați început să vorbiți și vorbiți numai despre voi, da? Văd aici că dați mult din gură, măcăniți mult și vorbiți numai despre voi, ia să mai încetați, că deja e obosit, nici v-am spus, nu sunteți de mult cu el și nu prea sunteți empatici, așa, cam egoiste. Ia să vedem ce mai cade totuși aici.
Văd o baltă. În fapt, acum când zic că baltă, poate baltă, baltă de papă, da, baltă. Orică în fața casei, ori în fața blocului, când vedeți acest video, da? Deci văd o baltă. Aveți grijă că sunteți în următoarea perioadă chiar predispuși la inundații sau probleme cu apa sau cu țevile, da? Uite, văd inițiala cu C aici, aveți grijă să nu vă plouă în casă, v-am spus eu. Deci, nu știu, văd. Văd că țâșnește apa. Aveți grijă și voi. Și delfin, ia uite ce frumos e, Doamne. Un delfin văd aici. Nu, nu e balenă, e delfin, delfinuț. Inițial, în mod normal, dacă ar fi fost cană, dar nu pot eu să văd în cană. Am nevoie de pahar transparent, da? Normal, cana ar fi, coada ar fi în partea asta, da? Delfinul, nicufanța încolo, da, veți avea o bucurie sau un dar de bani, dar îl și dați, e ca și cum așteptați un mare dar de bani și da, vă vine, dar vă veți și cumpăra ceva sau o să-l dați. Într-adevăr, este pe bucurie, nimic de zis, deci de aceea zic că o să vă luați ceva, o să investiți bani în ceva sau că nu e ca și cum i-ați ține în casă sau la bancă, chiar dacă sunt mulți. Deci, văd că vă ies, da? Pentru ceva. Probabil că vă veți cumpăra aici ceva. Dacă ar fi să mă iau după bot ascuțit, ar fi o mașină. Dar e pe bucurie, chiar dacă îi dați, da? Delfinul e bine, e noroc. Și, în general, peștii, ăștia sunt bănuți, da? Hai să vedem și la cine vine. Eu tot încerc să văd delfinul ăsta la. Nu prea îmi dau seama. Ah, aș vrea să vină la toți, dar acum am zărit într-adevăr o fetiță. O fetiță mică într-o rochiță albă. Deci cineva. Este clar, cineva naște cât de curând, vă vine ori o nepoțică, ori o fetiță, ori e fata voastră, sunteți însărcinate, veți naște o fată mai blonduță, mai jatenă, mai deschisă la păr, în rochiță albă, zici că e îngeraș, deci copilul ăsta, în primul rând, deci mesajul ăsta era pentru voi, cele care nașteți sau ați născut de maxim o lună, pentru că e un copil foarte mic, da? E o fetiță blonduță, deschisă la păr. E ca și cum îngerul vostru păzitor va fi îngerul vostru păzitor și a venit cu mare noroc cu delfinul ăsta. Stă pur și simplu, zici că ar călări un cal, deci stă pur și simplu pe acest delfin. Deci, în primul rând, ăsta era mesajul pentru cele care ați născut de o lună maxim sau nașteți acum, aveți naște o fetiță blondă și care va veni cu mare noroc în viața ei și cu mare protecție. Nu știu de unde își mai ia protecția asta, nu știu când se naște, ca să vă spun exact, dar este foarte bine. În rest, să dea Dumnezeu restul, ceilalți să luați bani fiecare, mulți puțin să vină, nu să iasă. Bun. Vezi că V, care ești în nume sau prenume cu litera V, vezi că ești un pic cam negru-negră, așa, văd că scoți flăcări, zici că ești hornul de la casă, supărare mare aici, supărare, adică nu, am zâmbit de glumă, nu de supărare, pentru că văd că chiar o să te țină mult supărarea asta.
E pe negru, deci ca și cum cineva ți-a decedat de curând, poate soțul sau cineva din familie pe care îi iubeai, că te ține mult durerea asta, sau poate chiar te-ai și despărțit tu, dacă ești femeie, bărbat, nu contează, te-ai despărțit de cineva și încă suferi foarte mult, deși au trecut cel puțin 3-4 luni. Acum, dacă e o persoană care a decedat, înțeleg, dacă să te despați de cineva și să tot suferi, să ții doliu toată viața pentru un bărbat sau pentru o femeie nu merită. Fiecare, în fine, faceți ce vreți, eu acum mă concentrez, nu pot să vă țină să vă apostrofez sau să vă țin să vă țin ce să vă țin. Spuneți voi că am lapsus. Fiți atenți aici. Fiți atenți. Vă vin bani, cei care aveți. Hai să vă spun, acum eu văd doi căței, unul alb și unul maro sau negru, nu contează. Pot fi și pisici. Ca să nu exagerăm, că nici eu nu sunt chiar perfectă. Deci aveți două animale, ori aveți două pisici albă și una mai închisă, dar închisă, da, așa, maro sau neagră, ori aveți doi căței. Și fiți atenți că mai e un pic și luați 1-2 daruri de bani, vă vin niște bani. Da. Și am dintr-o casă înaltă de stat, văd aici văd o instituție, că văd de-astea înalte, zici că e vreun domn ceva, da? Probabil acum o să fi și în străinătate și vedeți domurile. Eu iau ca tribunal aici, că noi nu prea avem domuri, în afară de biserica aia care nu se mai termină, Catedrala Neamului. Dar eu tot zic că este un domn, că nu este catedrala, deci sau un tribunal, practic. Să știți că mai aveți de așteptat 2 luni sau 2 ani până să se termine anumite procese, dar până să luați un dar micuț de bani, va mai trebui să dați două mai mari, mai durează. Eu zic aici că la careva dintre voi trebuie să schimbați și avocații sau să schimbați ceva, pentru că uite, voi sunteți cam singuri, iar ei au făcut gașcă aici, da? Gașcă. Deci e ca și cum cineva încearcă să cumpere pe cineva sau să se țină după voi. Adică să se țină, să facă ceva contra voastră, să vă ia ceva, să câștige procesul, să fie în favoarea lor, știi? Trebuie să fiți un pic mai atenți. Nu prea văd litera. Uite, aici văd, nu prea văd inițiale. Un A întors. Cred, aici nu e că oi fi supărată, dar eu zic că de câteva zile te doare capul sau nu te simți bine, ai o stare de asta care te enervează. Nici nu te doare, dar nici nu te lasă. Și ești foarte întoarsă sau întors, cel cu A. Deși acum nu mai există porumb și grâu pe câmp, pentru că văd grâu sau porumb, nu știu ce este, în orice caz, orice ar fi grâu, porumb, oricum aduce noroc, aduce bănuți, dar totuși eu îi văd cruzi, deci ceea ce înseamnă că cei care au început o nouă afacere sau un nou serviciu, mai bine plătit sau vreți să faceți afacere, puteți să faceți, dar banii nu vor veni atât de repede, vor veni în toamna anului viitor. Da? Sau dacă lucrați la o afacere în momentul ăsta, bani mulți vor veni la anul când porumbul și grâul este verde. Și dacă văd grâu și porumb, ori semănați voi și va fi bine cu recolta voastră, ori nu neapărat grâu și porumb, poate puneți flori în pământ, poate faceți altfel de agricultură sau faceți ceva că vă vin banii din pământ. Sau dacă v-ați gândit la chestia asta,
să o faceți, pentru că veți avea noroc bun. Eu pot să stau până mâine așa, dar nu mai stau, că vă veți plictisi. Vă mulțumesc pentru prezență și o să încerc să fac paharul mai des, câte 10 minute, un sfert de oră, așa, la 2-3 zile. Mulțumesc frumos pentru vizionare. La revedere!